Vești bune pentru cei care își doresc o locuință. Programul Prima Casă va fi suplimentat în luna septembrie, potrivit ministrului finanțelor Anca Dragu. Potrivit acesteia, în octombrie va fi finalizată o strategie pentru următorii 5 ani. Este nevoie de predictibilitate în ceea ce privește acest program, astfel încât atât cetățenii cât și dezvoltatorii imobiliari să își poată face planuri pe termen mediu. Plafonul pentru prima casă va fi suplimentat în luna septembrie, urmând ca în octombrie să fie finalizată o strategie pe 5 ani în ceea ce privește programul pentru predictibilitate și pentru ca toate părțile implicate să-și poată face planuri pe acest termen, a spus ministrul finanțelor Anca Dragu. Programul va fi suplimentat în septembrie pentru 2016 și în octombrie vom avea o strategie pentru acest program pe termen mediu de 5 ani, astfel încât să evităm eventualele sincope în derularea programului, a precizat ministrul finanțelor. Cererile pentru prima casă au crescut semnificativ în perioada discuțiilor cu privire la legea dării în plată, iar acum se întâmplă la fel pentru că oamenii nu știu dacă programul va mai fi la anul sau nu, a adăugat Anca Dragu. Programul Prima Casă a avut inițial alocat un plafon de 1,6 miliarde de lei pentru acest an, care a fost suplimentat cu încă 500 de milioane de lei după intrarea în vigoare a legii privind darea în plată. Programul are 170 de mii de beneficiari și rata de neperformanță este de 0,04%.